Tragedie pe insula grecească Lefkada, unde numeroși români își petrec vacanța. Un tânăr de 25 de ani a dispărut în apele mării de mai bine de 24 de ore și este în continuare de negăsit. Un tânăr în vârstă de 25 de ani a dispărut duminică în Lefkada, după ce s-ar fi scufundat sub apă, sub ochii prietenilor lui. În doar câteva secunde, tânărul era de negăsit. Martorii spun că au fost valuri foarte mari în cursul zilei de duminică și că plaja respectivă nu are alocat serviciu de salvamari. Investigațiile sunt în desfășurare, în timp ce orice evoluție va fi raportată printr-un comunicat de presă, a declarat garda de coastă citată de Libertatea. Salvamarii alături de două șalupe ale gărzii de coastă, un scafandru, dar și de o embarcațiune privată, îl caută pe românul în vârstă de 25 de ani și spun că nu se vor opri până nu îl vor găsi. Autoritatea portuară din Lefkada a fost informată ieri după amiază despre un înotător de 25 de ani dispărut în zona mării din Agios, Nikitas, Lefkada. Prietenii bărbatului speră ca tânărul în vârstă de 25 de ani să fie viu. În weekend, un alt bărbat din Macedonia de Nord a dispărut în marea din Halkidiki, dar a supraviețuit ca prin minune timp de 20 de ore. În final a fost găsit de o navă de marfă sub pavilionul Gibraltarului. Bărbatul a supraviețuit pentru că reușise să se prindă de o scândură găsită în mare, având astfel posibilitatea de a sta la suprafață până când a fost salvat. O tânără din Craiova a postat pe Facebook într-un grup de forum Grecia un mesaj disperat prin care cerea ajutorul pentru localizarea prietenului ei, dispărut în apă duminică după amiază. Sper din suflet că mă puteți ajuta. Un bun prieten a dispărut ieri în apele plajei Milos din Lefkada, în jurul orei 18. Apelez la oricine poate da o mână de ajutor. Este cineva care ne poate ajuta cu o barcă, elicopter sau dronă, să-l căutăm. Vă rog din suflet, orice ajutor este neprețuit. Mulțumesc mult! Stay safe! A fost mesajul transmis de femeie.